Da, am revenit. Hai să o vedem și pe Loret. E oare posibil? Minune! E, așa, a apărut, da. Loret! Bună păi seara! Nu era păcat! Vă pup! Și noi! Unde ești, dragă, că-i tare frumos la tine acolo. Și tu arăți foarte bine în alb, așa, așa de bine, draga mea. Vă mulțumesc, Ian. Bun, deci asta este cu prietenul. Deci, până la urmă, au fost speculații, cineva a vrut să se laude sau care a fost treaba? Nu au fost speculații, ne cunoaștem, am cunoscut și cu alte ocazii, suntem prieteni, dar nimic mai mult, adică nu suntem problema de o relație. Aha, bun. În rest ești așa ca femeie liberă care de nimeni nu depandă. Ești pregătită, eu știu, pentru... Că bănuiesc că totuși soțul, așa cum a fost, te-a susținut puțin, apropo de, știu măcar că apropo financiar. De casă, financiar. Nu vreau să vorbesc prea mult despre această situație. Eu nu pot decât să spun că am trecut și prin bune și prin rele și a fost un an și jumătate... în care ne-am susținut reciproc, adică nu pot să spun că eu l-am susținut pe el mai puțin sau mai mult sau invers. Ne-am susținut amândoi așa cum am putut noi mai bine în situația tată. Aha. Eu o să respect întotdeauna, o să-i mulțumesc tot timpul pentru tot ce a făcut pentru mine, dar dacă aici se termină, nu avem ce să facem. Corect. Bun. Viața merge înainte, na. Bun. În vara... Așa este, viața mea. Nu avem ce să facem. În vara asta te vedem la mare? Când te duci la mare? Sincer, nu am ajuns până acum la mare, dar am fost plecat în altă parte la mare, am fost pe coastă de Azur și în Italia. O să plec săptămâna viitoare. Nu știu dacă o să ajung la mare atunci la noi, dar nu știu. Mă gândeam că în funcție de unde ajungi la mare, poate te întâlnești cu domnul Țiriac, așa, la o cafea, nu... Cum? Nu am auzit întrebarea. Am gândit că dacă te duci la mare, poate te întâlnești întâmplător sau nu cu domnul Țiriac. Așa, la o cafea, nu... Da, de unde până unde această întrebare? M-am gândit și eu așa că ai avut o relație specială cu domnul Țiriac și mă gândeam că oricând puteți să mai beți o cafea împreună, nu? Dacă tu zici. Eu așa zic. Bun, în rest ce mai face copilul tău? Fetița mea face foarte bine. Da. Am trecut astăzi o zi super împreună cu fetița mea și cu mama. E foarte bine Serena, este în vacanță, se distrează, este la țară, la bunici. E un copil foarte, foarte fetiț. Știi de ce, să spun sincer, știi de ce îmi place foarte mult că ai intrat în direct? Pentru că în spate este Antena Stars, ceea ce cu siguranță te face o dată în plus prietena noastră. Da, este Antena Stars, mă uit în fiecare zi la Antena Stars, atunci când foarte bine. Loret, îți mulțumim foarte mult. Mulțumim, să ai o vară frumoasă. Vacanță frumoasă și poate ne mai vedem, ne mai auzim. Și eu vă mulțumesc și la fel vă mulțumesc o vacanță frumoasă. Sigur că ne vedem, îți dai seama că o să ne vedem pentru că trebuie să fii la voi în platou să făcând cea mai nouă piesă, să vă prezint cel mai nou video al meu. Bine, opa, bun. Te așteptăm, Loret. Te așteptăm cu drag. Mult succes. Te să ne vedem cu bine. Mulțumesc. Seară bună. Pa.